Este un film foarte curajos, din punctul meu de vedere. Faptul că expui viața ta de familie, ta și a tatălui tău, în acest fel, mi se pare un curaj deosebit, pe de o parte, pe de altă parte, cred că a fost și terapeutic pentru tine. Spune-ne cum ai ajuns la povestea asta și la toată această expunere, care cred că a fost dificilă. A fost foarte dificilă, dar cred că nu am știut în ce mă bag, pentru că eu plecasem acolo cu ideea să fac un film despre film, despre pasiunea tatălui meu, pe care o văzusem când eram mică, pentru că el mă filma foarte mult în casă și filma familia, filma tot felul de chestii cu o cameră VHS. Și eu, proaspăt absolventă de facultate de film, brusc descoperind filmările astea, m-am dus să văd la tata ce legătură au cu mine. Dacă de-aia fac eu film, dacă de fapt când eram mică eram interesată de asta, dacă de acolo vine. Dar ducându-mă și intrând în discuție cu el, povestea asta s-a epuizat de fapt foarte repede și am ajuns la un nou subiect, sănătatea mentală, viața noastră de familie mult mai în profunzime, pe care inițial cred că el s-a aruncat mai tare, apoi pur și simplu am lăsat și eu să se întâmple. Dar cred că dacă știam dinainte nu mă aruncam, nu știu. Adică eu am crezut că merg pe un teren sigur. Bun. Și până la urmă ai ajuns aici. Cum ți se pare acum? Ce ai făcut? Între timp, cred că mi-am asumat mult mai tare tema asta, sănătății psihice, pentru că a devenit și pentru mine importantă povestea asta pe care tata a spus-o cu atâta curaj, că în primul rând cred că el s-a expus foarte mult în filmul ăsta cu toate vulnerabilitățile, adică e o persoană diagnosticată cu schizofrenie care povestește toate experiențele apropo de la sistemul medical până la efectiv viața de zi cu zi și cum afectează munca și familia și tot. Și atunci dacă el a avut curajul ăsta, mi-am asumat și eu mai departe ca un soi de responsabilitate de a da mai departe povestea asta. Înțeleg că lucrurile nu au fost așa cum te-ai așteptat, că au evoluat într-un alt sens decât cel inițial, dar chiar și așa crezi că e drumul firesc al ideii? Adică lucrurile au evoluat firesc către altceva? Către ceea ce de fapt ar fi trebuit să fie? Nici nu știu, dar ce am știut eu de la început e că vreau să fac un film împreună cu tata. Și asta m-a ghidat și m-a făcut, chiar dacă m-am speriat foarte tare, că nu mai înțeleg ce film fac, nu știu unde duce toată chestia asta, dar odată ce am decis să fac un film împreună cu el, mi s-a părut important să las și interesele lui și toate lucrurile pe care vrea el să le pună în discuție să fie acolo. Adică, dacă e un film împreună, de ce să fie doar tema pe care o vreau eu? Mi-am asumat că vreau să fie așa, să fie și temele lui și de asta a ieșit acest film în split screen cu două perspective, aproape două agende, doi oameni care vor să facă două filme diferite într-un fel, să ducă lucrurile în altă direcție. L-ai descoperit pe tatăl tău cu filmul ăsta? Sigur, mai erau multe de spus, dar clar am deschis ceva important ce nu mai deschisesem până atunci. Adică nu mai avusesem niciodată genul ăsta de dialoguri. Și ți s-a schimbat imaginea de ansamblu? Adică lucrurile pe care le știai tu au devenit altceva? Clar, l-am cunoscut pe tata. În primul rând, mult mai în profunzime. Am stat să-l ascult, în primul rând. Eu nu făcusem asta niciodată. Și chiar dacă în film de multe ori dau replică și de multe ori intru în rolul ăsta de copilul care își contrazice părintele și intrăm în dinamica asta tipică, cumva, de părinte-copil, până la finalul filmului, el e cel care mă convinge pe mine și mă face să văd că eu nu văd lucruri. Adică eu mă dusesem acolo pornită să arăt lui tata că trebuie să fie atent la mine, că
mi-a lipsit, că, nu știu, tot felul de chestii pe care le aveam de reproșat și am descoperit de fapt că eu am de învățat din chestia asta și de descoperit și că eu nu știu să-l ascult, eu nu știu nimic despre el. Și a fost o mare chestie pentru mine în momentul, adică după ce am văzut materialul la montaj, mi-am dat seama că eu sunt aia care nu ascultă și că exercițiul de empatie, de fapt, am picat eu în propria plasă, cumva, de unde trebuia să-l fac pe el să mă asculte, el m-a făcut pe mine. Dar până la urmă, ideea inițială, pasiunea pentru film, ai reușit să afli? Ai moștenit-o de la el? Sau nu? Eu zic că da. Eu zic că chiar dacă nu mi-a impus-o niciun fel, nu a lăsat să se vadă că poate și-ar dori, simplu fapt că el făcea asta și că el era tata și eu îl eroizam, a făcut să ajungă la mine. Și faptul că mă lăsa să mă joc cu camere de filmat și cu tot ce avea el în casă, am început să fac fotografie de foarte mică, făceam fotografie pe film cu aparatele lui și da, am luat-o de-a gata. Ok. Ce urmează pentru filmul ăsta și pentru tine? Păi, în primul rând, filmul o să mai aibă proiecții, atât în festivaluri cinematografe, cât și în contextul unui proiect AFCN în care, într-o colaborare între echipa artistică a filmului și o echipă de psihologi și psihiatri, vom duce filmul în alte medii, precum spitale, DGASPC-uri, și vom vorbi cu medici, psihiatri și asistenți să vedem cum se văd lucrurile și din partea cealaltă. Și între timp, eu lucrez la foarte multe proiecte. Lucrez în primul rând la Muzeul Țăranului Român, la Arhiva de Imagine, unde îngrijesc un fond de fotografie veche. Și apoi am început și documentarea pentru un film nou, coregie cu David Schwartz. Este un film hibrid, documentar, animație, experimental, cu un subiect istoric. E vorba de primul atentat cu bombă din istoria României, 1920, la Senat, și despre atentatorul principal, acest personaj anarho-comunist, foarte tânăr la momentul ăla, 20 de ani, Max Goldstein.